Asta nu mai e mecanică, asta e artă. Salutare dragi mei youtuberi, bine ați venit la un nou vlog, eu sunt Teddy și astăzi avem ceva special. Am o cheie în mână, da? Sigur nu e Mercedes-ul ăla din spate, adică nu e, n-are treabă cu ăsta. Ia uite la noi. O mașină foarte, foarte rară. Uitați-vă cum arată. Eu așa ceva nu credeam că o să văd în viața asta, mai ales să și filmez, da? O mașină de genul ăsta. Mașina asta e din 2007. Dacă nu mă înșel, producția a început prin 2003, dacă nu mă înșel. Are 616 cai, 780 Nm și are doar 1,25 m înălțime. Hai să vedem. Deci uite până unde vine, ce o să-mi spun. Da? Deci uitați-vă cât a bot. Uite cât de lung este. Și uite și... Vino cu aceste, că vezi pantele astea. Bă, deci așa ceva... Deci uitați-vă cât de frumos și cât de bine arată. Hai, vino puțin să-ți arăt ceva. Bagă-te aici. Astea sunt discuri ceramice. Deci discurile astea cred că costă undeva la 10.000 de euro. Avem 245-35 019 și sunt de la Michelin. Deci avem niște cauciucuri destul de potente. Sigla McLaren aici. Băi, deci mașina asta este o superbitate, o superbitate. Și vezi că deci mașina asta, deci cu ea s-a mers. Omul n-a ținut-o în garaj. Uite, vino să te arăt. Deci omul a și întreținut-o, vino puțin cu camera. I-a pus folie, observați aici, și mare folie, vino cu acea. Uite pe aici. Da? Deci omul i-a pus folie. Să nu uităm că mașina asta este în par la clasa automotive momentan. Acum a venit, undeva la 2 ore va sta, iar apoi va pleca într-un showroom. Hai să vedem repede, să începem cu portbagajul. Vino cu acea. Avem scris aici SLR. Cu fondul acesta, McLaren. Deci, ăsta e portbagajul. Din punctul meu de vedere, este un portbagaj foarte mare pentru un supercar. Deci, ia să vedem de sus. Bagă-te aici, lește chestii. Bateria o are aici. Bun, aici ai, cred că, ia să vedem, CD magazin. Da? Avem beculețe pe o parte și pe alta. Deasupra nu avem nimic. Băi, deci mașina asta, uitați-vă cât portbagajul are pentru un supercar. Foarte tare. Observăm că avem folie pe stopurile din spate. Cred că proprietarul i-a pus folie și ai LED-uri. În 2007. Și asta este un eleron care se activează la viteză. Bineînțeles, poți să-l și ridici tu așa să mergi cu el. Hai să vedem. Bun, ia să vedem. Uitați-vă cât difuzorul avem aici. Cât de tare merge până acolo în spate. Deci e... Mamă, cât de mișto arată. Vino cu asta, să dăm la teras. Uite cât a capota. Uitați-vă cât a capota. Imensă. Imensă. Uite, așa se deschid ușile. Deci sunt ca un copil din ăla. Băi, tati, nu se poate așa ceva. Deci nu, așa ceva nu. Hai să vedem capota, să vedem și motorul cum arată. I-am desfăcut capota pentru că ne-am încurcat pe aici și ne e frică să tragem de chestii, că cred că orice șurubel de pe mașina asta costă mai mult decât bugetul meu pe 3 luni. Bun, veniți cu acea. Deci uitați-vă. Se le rescris aici. Aici toată partea asta, cred că sunt radiatoare, că se văd aici ventilatoare. Motorul este montat după puntea față. Deci observați, aici e roata. Uitați-vă unde avem motorul. Tocmai pentru a fi echilibrată mașina, avem folie de protecție mai peste tot. Gurile astea de aerisire, deci ce vedeam pe capotă, uitați aici prizele de aer pe partea și pe alta, astea sunt prizele de aer. Și hai să-i dăm ok, să vedem cum se aude acest V8 de 5400. Ia să vedem. Ia auză-mă, vină pe-o. Deci, nici un pic de vibrație. Deci motorul ăsta este... Asta e artă. Asta nu mai e mecanică, asta e artă. Și hai să vă arăt, de exemplu, ce ulei foloseau și ce ulei se folosește pentru mașina asta. Este ștanțat aici. Recomandat Mobil 1 5W50. Deci ăsta este uleiul care se folosește pentru această mașină. Bun, asta e ce mai departe. De atât avem evacuările. Uitați-vă la nervurile astea de pe capotă. Câte bine arată nervurile. Da? Sunt în ton cu cele de pe aripi.
Danton cu ăstea, avem iar sigla McLaren aici, avem semnalizare pe oglindă și niște oglinzi gen Formula 1, foarte aerodinamice. Deci mașina, uitați-vă cât este de joasă. În față avem două blocuri optice, vehicle design de la Mercedes, sigla mare aici și nu știu, totul foarte proeminent așa. Aici văd un proiector, da? Și cam atât. Hai să vedem, din nou puțin. Vreau să văd la pasager, să vedem ce opțiune avem. Hai să vedem dacă pot, dacă știu să mă urc în mașina asta. Ia să vedem. Mă. Deci nu se poate așa ceva. Pe ușă, deci uite cum avem mânerul, vino cu am. Cred că ei au făcut chestia asta ca să o să fie cât mai ușor, să nu bage, nu știu, un alt plastic sau alt, au pus o piele, ceva de genul ăsta, o cârpă. Da, aici avem lumină, cred. Sistem Bose, piele, carbon, plastic, piele. Da? Iar aici, vino cu acel, deasupra avem Alcantara. De cât de bine arată. Bă, 2007 mașina. Aici avem piele pe bord. Aici cred că tot piele este. Nu vreau să mănânc rahat, dar cum o văd, tot piele este. Da? Aici avem airbag-uri. Și bă, stai fix ca într-un kart. Deci asta este poziția. Uitați-vă unde vine pragul. Cât de mișto este aici, SLR. Da? Și credeți-mă că stau foarte bine în mașină. Da? Scaunele nu sunt cele mai confortabile, vă dați seama că vorbim de un supercar, dar stau foarte bine în mașina asta. Și ce este mișto e că am spațiu. Adică nu-l incomodez pe nenea șoferul, care este, da, cel puțin un mini Schumacher când ai o mașină de genul ăsta, da? Bun, hai să mergem la șofer și să mai arătăm niște chestii interesante, că de exemplu aici, vedeți, nu avem torpedou. Deci mașina asta nu are torpedou aici. Trebuie să ies eu din mașină, să mă duc pe partea cealaltă ca să vă arăt cum ies din mașină. Ca așa, că n-ai cum, ca Ceaușescu din tank. Stai aici. Bun, aici avem o cotieră și ce îi punea pe vremea aceea? Cred că asta e o scumieră. Băi, uitați-vă, asta e scumieră. Deci uitați-vă cum arată o scumieră la SLR. Deci, cred că asta costă o grămadă de bani. Ai brichetuță, ia uite-o, s-a fumat cu, da? S-a fumat cu ea, așa, și cam atât. Bun, aici s-a dat și de un telefon Nokia. Uite mă, tati, aveau contract cu Nokia, n-ai cum. Și deasupra, aici, stai așa că e mai greu. Uite aici ai torpedou gen. Aici poți să pui chestii și e destul de adânc. Da? Nu știu, o geacă, acte, nu știu, cum mai umbli tu. Bun, hai să vedem, scaunele sunt piele, piele vișinie și observăm că avem carbon între ele, da? Și pur și simplu sunt niște scaune super sport. Mă așez la șofer. Așa. Deci, de unde porni mașinuța? Aici, ca la avioane. Start, da? Ia să vedem ce avem aici. SP off, portbagajul, oglinzile. Mai sunt niște chestii pe aici, dar nu vreau să vorbesc prostii. Uite, mă, când ați mai văzut voi așa ceva? Un castofon, nu castofon, CD player. Mă scuzați, da? Așa, aici, ăsta e eleronul. Când porni mașina o să vă arăt. Deci poți să-l ridici. Ia să vedem, aici avem temperatura, bineînțeles, blocare uși, avarii, simplu, de aici reglezi temperatura, văd că aici ai rece cald și de aici o reglezi, da? Și probabil când dai schimbătorul, aici e ăla de, cum îi zice, ventilatorul, cât de tare să-ți bage aerul înăuntru. AC-ul pe partea asta și ai niște comenzi pe volan, mai tare, mai încet cu siguranță. Și aici ai telefon. Deci nu trebuie mai mult. Vino pe partea cealaltă să arătăm bordul. I-am pus bordul, uite cum joacă, da? Și s-au aprins toate chestiile în bord. Mașina are 65.419 km. De asta zic că mașina asta, nu știu, n-a fost ținută degeaba în parcare. Omul chiar a mers cu ea.
dar și semnalizatorul ăsta, limitator de viteză, mă scuzați. Ce manetuță are cu limitatorul de viteză, cu tot ce înseamnă? Nu se poate așa ceva. Deci e superb. Aici avem farurile și spălător de faruri. Aici, cred că aici cu ăsta spel farurile. Bineînțeles, piele și pe aici. Da? Și vreau să mă uit dacă volanul este... Da, avem volan electric. Ia uite-l. Foarte tare. Și eu zic să vedem cum se aude. Au, mamă, deci așa ceva nu credeam că o să pornesc vreodată în viața asta. Ia uzi. Ce un monstru, avem un V8 monstru de 5400. Mi-aș dori să dau o tură cu ea până la Timișoara și înapoi, dar cred că n-am bani nici măcar să ies cu ea din București. Consumă ceva mașină asta. Asta e o mașină de acum încolo, asta e o mașină de colecție. Nu mai vorbim de, doamne, că e o mașină scumpă. Nu știm cât costă, încă nu avem prețul acestei mașini, dar este ceva scump, cu siguranță. Aici, mochetuță, am uitat să zic, o dungă așa de, uitați, de piele. Și uite aici, fii atent, de aici se deschide ușa, da? Aici ai geamurile electrice și aici, ăsta e scaunul, ia uite, da? Scaunul electric. Cât de tare! Bun, aici mai ai un gemuleț, e așa mai de design, cred că din afară să se vadă bine. Știam că arătăm ăsta, aileron. Ia fii atent. S-a ridicat? De tare. Bun. McLaren SLR. Asta a fost clipul cu McLaren. Vă mulțumesc că v-ați uitat la el. Este o mașină pe care nu o vezi toată ziua pe străzi. Este o mașină foarte rară. Mă bucur foarte mult că măcar am apucat să o pornesc. Este foarte important. Nu uitați, această mașină este adusă de către cei de la Clasa Automotive și ne-am mulțumit foarte mult că ne-au lăsat măcar să intrăm în ea. Eu am fost Teddy, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de Clasa Automotive Dealer-ul care ne pune la dispoziție aceste mașini, nu uitați de ASX Auto cu nou dacă vreți accesorii și piese auto și nu uitați de Fotopol cu nou dacă vreți să faceți Bolt, Uber, Black, Aspreștem, București. Pa!